Și dacă tot am vorbit aseară despre genunchele lui Liviu Pop, succesurile Ebei și gramatica Mariei Grapini, haideți să ne oprim puțin și la o dudă marca Victor Ponta. Mai lămurim și noi câteva cuvinte și așa au început simulările pentru bacalaureat? Poate se uită la emisiune și niște copii? Își mai limpezesc și ei materia? Apropo, oare la doctorate cum o fi? Se dau și acolo niște simulări înainte sau se dă direct plagiatul? A? Da, mă rog, lasă, mai bine vedem ce a făcut Ponta. De 8 martie le urez tuturor bunicilor, mamelor, surorilor, soțiilor și fiicelor din România și din lume cât mai multă fericire și liniște, bineînțeles. La mine lista începe cu mama. Foarte frumos, numai că Victor a scris inițial bunicelor, ceea ce este greșit, căci avem bunică, bunici, bunicile, bunicilor. Nici de cum bunicelor. Știu, sună ciudat, dar așa e, așa scrie la manualul de utilizare a limbii române. Pe de altă parte, faptul că Ponta a greșit e o dovadă că a scris el însuși mesajul. E un mesaj autentic, venit din inimă, chiar dacă e redactat cu piciorul la operat. Treaba asta cu bunici, bunice seamănă până la un punct cu chestiunea dragi, drage. Niciodată să nu spuneți dragele mele când vă adresați unor femei, căci dragele nu-s femei, sunt niște vaporașe, sunt navele alea care râcâie pe sub apă. Deci sper că s-a înțeles, Victor, da? Bunică, bunici, bunicile, bunicilor. Cum? A, da, evident, se poate și cu bunicuțe, cuvânt a cărui formă de singular, desigur, este Ion Iliescu. A, am comis-o și eu zilele trecute de m-au dat colegii de la Vorbește Corect. Da, păi aici la noi e concurs. Eu zic de ei, ei zic de mine, așa ne iubim noi la TVR. Bine, ei mă iubesc mai mult decât îi iubesc eu pe ei. Da, mulți m-ar linșa în curte pentru că susțin restructurarea TVR prin concedierea incompetenților și apilelor politicienilor, care o freacă prin fabrica asta. Ia, să vedem ce a zis prostul de Pătraru. Deja aud femeile cum bombănesc pe la colțuri. Bombăne, nu bombănesc. În Doom din 1982 și în unele dicționare, pentru verbul a bombăni este indicată forma bombănesc, însă Doom din 2005 și dicționare mai recente recomandă forma fără esc. Prin urmare, conform normei actuale, forma corectă este ea, el, ei, ele, bombăne. Oh, m-ați spart! Culmea e că am avut discuția asta înainte de emisiune și am votat pentru bombănesc. Că așa am învățat noi la școală că se spune. Uite, în momentele astea realizez cât sunt de bătrân. S-au schimbat banii, se schimbă limba, s-a schimbat justiția în sensul că a început să funcționeze. Albesc! Bine au făcut colegii că mi-au atras atenția, mulțumesc. Așa e când cu 10 oameni acoperi 2 ore pe zi, direct și reluare, din emisia unei fabrici cu 2500 de angajați. Îți mai scapă chestii. Desigur nu am scuze, nu le caut, e ca la fotbal, că-i mai auzi pe unii. Mi-a venit aiurea mingea. Bă, mingea nu-ți vine aiurea, tată. Tu faci ceva aiurea dacă sare varza din tine ca din colțul mesei. Așa e și cu limba română. Ea e vie, se schimbă din când în când. Depinde de noi, mai ales de noi jurnaliștii, să vorbim corect, respectându-ne astfel nu doar limba, ci și publicul. Hai, gata cu bombăneala, mergem mai departe.